Ați auzit ce am auzit și eu, da? I-a spus Teador. Bine, i-a spus-o și mai devreme, dar el a făcut o glumă pe seama asta și spunea că pe un pui de curcă chior, știți vorba aia. Și i-a răspuns că da, dar nu vreau, și el i-a spus că eu vreau, și după a mai urmat o ședință de Teador, iar el a întrebat-o, mă ador, pitico? Și i-a spus da, și atunci a zis să știi că și eu te ador. Și cam asta a fost. Știți că au mai fost niște discuții cu Teador, te iubesc, că Teador era după te iubesc, întâi ar fi trebuit să existe te iubesc și apoi Teador, dar cumva ca să le fie mai ușor și să mascheze sentimentul acela de iubire, le este mult mai ușor să spună Teador. La asta cred că nu vă așteptați. Mă bucur foarte mult. Poate cu aceste adoro o să vedem și noi un material, dacă cu toate interacțiunile lor astea frumoase și care sunt toată ziua, nu le vedem, măcar cu Teadorul, nu?